Și vreau să o rog pe Liliana Corop ca să ne povestească un pic despre cum a resimțit ea ca romancieră stilul acesta în care sunt povestite aici lucrurile. Bună seara! Aș vrea în primul rând să-i mulțumesc lui Pavel că m-a invitat să vorbesc despre această carte. Ne pregătisem sau plănuisem ce nu știu. E la fel. Trebuie doar să stai cu el în aproape și la 90 de grade. Am citit cartea încă înainte de târgul de carte, când ne pregăteam, plănuisem noi o lansare. Și am citit-o în PDF, vorbeam despre avantaje și dezavantaje, mi-am făcut niște note și am găsit niște fragmente din carte. Cred că cel mai frumos mod de a prezenta o carte este să citim din ea puțin, dar până ajung să citesc, o să răspund un pic la întrebarea ta. Eu am citit la un moment dat, dar nu de la început, cartea și ca pe un roman. Primele capitole au fost acelea cu experiența deportărilor și a lagărilor și m-am gândit, iată, o replică a Aniței în Andriș Pur la 20 de ani în Siberia, dar eu am lucrat și cu mărturile bucovinenilor care aparțineau în cele mai multe, majoritatea femeilor și copiilor supraviețuitorilor. Aici aveam un bărbat și cum vede bărbatul. În cazul bărbaților, mărturile sunt foarte rare. Cartea aceasta are mai multe capitole care ea e singulară, adică nu o să găsim așa ceva în literatură sau în multe aspecte, sunt doar aici. Dar bărbații erau despărțiți de familie și erau duși la muncile cele mai grele și foarte puțin supraviețuiau, foarte puțin s-au întors și dintre acești foarte, foarte puțin și mai puțin au reușit vreodată să-și scrie experiențele. Adică atunci când am studiat mărturiile supraviețuitorilor, ele am zis că erau ale femeilor. După care, când am mai înaintat în lectura cărții, m-a impresionat și am început să urmăresc această poveste dintre bărbatul îndrăgostit de o femeie care nu era potrivită sau care nu-l iubea, dar care avea această suspiciune de a colabora și de fapt de a fi plantată, practic, mai ales după ce a venit de la București. Și aici am participat recent la o lansare de carte și o să răspund că e oarecum foarte legat de subiectul nostru. Emil Boșca Mălin, jurist și jurnalist, a stat la un moment dat în închisoare. Nepoata lui a avut același demers ca Pavel după moartea, bine, era bunicul, deci nu l-a cunoscut. Dar ea la un moment dat a avut și ea, a găsit un jurnal de-al bunicului, care a fost în vârf al Partidului Național Țărănesc, a fost în închisoare, s-a întors, a mai avut o activitate și a avut și el a doua căsătorie. Ei, și această a doua soție a lui a fost implantată de securitate și Oana, nepoata lui, a găsit în arhive, a găsit notele pe care le făcea soția acestui om. Dar așa cum a intuit și preotul Gherasim Păduraru, ea nu era fericită, adică e una să fii tu rău și una să ai tu această răutate că vrei tu și alta să fii obligat. Și ea scria, vă rog frumos aprobați divorțul, că nu mai poți sta lângă omul ăsta. Și am făcut legătura cu povestea micuței, care nici ea nu era fericită și poate dacă mi s-ar fi întors, poate dacă și-ar fi urmat viața ei, acestea, ambele personaje ar fi avut alt destin și ar fi fost, poate, sau cu siguranță, mai fericite. Acum un pic două cuvinte, dar numai două, pentru că literatura de sertare este exact subiectul despre care pot să vorbesc foarte mult, pentru că este legat de cenzură. Când spunem literatura de sertar, avem în vedere acel text care nu poate fi publicat pentru că este împotriva sistemului, pentru că omul care, autorul care l-a scris poate să facă pușcărie sau chiar mai rău, ceea ce era situația în cazul nostru, mai ales mă refer la perioada comunistă, el fiind scris în 78, 80 și 79 ceva. 76-79, da. Deci până în 90 asta a fost cea mai autentică literatură de sertar, dar aceasta este o problemă dureroasă pentru întreg spațiu românesc și mi-aduc aminte că avea Monica Lovinescu un text așa oarecum reprobabil, că toți erau eroi și toți se plângeau că, vai, noi în comunism am suferit și
Monica Lugnescu a zis, și unde este literatura voastră disertată? Pentru că după căderea comunismului scoateți acum capodoperile alea anticomuniste și ele de fapt nu existau. Nu că nu existau, se mai găsea câte în Arhiva Securității, câte un roman a mai apărut, dar despre literatura basarabeană chiar nu s-a auzit nimic la acest capitol. Și am citit recent un jurnal al lui Alexei Marinat, oarecum și acel a ținut așa tot la serdar, dar demascarea are, cum să zic, este literatură de sertar și acum, adică are așa niște aspecte delicate, în special legat de colaborarea preoților și lipsa de solidaritate a acestei caste și alte câteva aspecte care, așa cum s-a remarcat și cei care au scris până acum au remarcat că este totuși destul de marginalizată și astăzi și nici nu o să fie așa unanim aprobată din tot felul de motive regretabile totuși. Și acum aș vrea să vă citesc niște fragmente și să le discutăm așa, să vedeți, doar să vorbim și doar să le povestesc. Vezi ce frumos scrie autorul. Un prim fragment. Într-adevăr, eram oameni săraci, ne îmbrăcam prost, ne hrăneam mai mult cu măliguță și borș, dar mâncarea bună sau rea, înghițeam fără frică. Mai bine să mănânci mămăligă râzând decât pâine tremurând. Cine nu știe că frica îți taie pofta de mâncare? Aici avem așa acea înțelepciune și acea curățenie a sufletului și sunt și alte multe aspecte pe care le putem comenta aici. Pe urmă avem o realitate istorică, am zis eu că volumul este și o cronică a timpului în care a trăit personajul, dar și care poate fi generalizat pentru întreaga epocă a evenimentelor pe care le-au suportat basarabenii în regimul comunist. O asemenea perfidie nu putea fi inventată decât de șeful veșnicului întuneric. Să făgăduiești tu oamenilor pământ și peste puțin timp să le iei chiar și puținul pământ pe care îl au și să le furi toată roada, sau să iei tu pâinea omului de acasă și să o pui sub cerul liber în gară, unde să fie expusă ploilor și visurilor până când putrezește și rămâne din ea o grămadă de gunoi. Aici avem și perioada aceasta a foametei, dar s-a spus despre foamete că este una organizată, adică de fapt stăteau vagoanele cu pâine, stătea grâu, dar oamenii nu puteau să-l ia să-l folosească. Pe urmă, am mai găsit un fragment care este foarte comun supraviețuitorilor experiențelor dificile din comunism și secretul lor este, de fapt, credința în Dumnezeu. Și spune și personajul nostru, am înțeles din acest vis, este vorba de un vis înainte de asta, că urmașii lui Lenin și Stalin sunt oamenii care trăiesc în ceață și să-i urmezi pe ei înseamnă să te scufunzi de bunăvoie în beznă. Am mai înțeles că ochiul minunat care m-a umplut de bucurie este cu adevărat ochiul atotputernicului Dumnezeu, care prevăzând cumplita mea bătălie cu acest soi de antihriști, mi s-a arătat pentru a mă încuraja să nu dau înapoi, să nu părăsesc câmpul de luptă. Nu mai amintesc toate gândurile ce-mi treceau atunci prin cap, dar cea mai importantă era convingerea că trebuie să merg înainte, să nu cedez și să nu mă fac comunist. Aici este vorba de un curaj nebun, pentru că noi care am trăit în regimul comunist știm că de fapt nici comuniștii sau nu toți nu erau chiar așa răi, că unii au intrat în partid ca să facă o carieră bună și să fie oameni buni altfel. Adică, pentru a lua o asemenea hotărâre, tu, de fapt, îți dădeai seama câte crengi îți stai de sub picioare și cât de singur vei fi și cât de opozant. Adică, în acel moment în care tu ai hotărât că nu mă fac comunist, indiferent de orice ar fi, atunci tu îți asumai niște riscuri și trebuia să ai o mare putere ca să mergi înainte după asta. Și unul dintre cele mai emoționante fragmente mistice și revelatoare, și personajul nostru nu este de la bun început un preot. El avea o carieră de economist, nimica nu... Era un om bun, un om înțelept, dar nimic nu ducea spre acea carieră de preot cu har, care o să și opună tuturor sistemelor, KGB-uri, servicii secrete, Partid Comunist, totul era împotriva religiei în acea perioadă.
și preoți cu școală multă și cu funcții au acceptat tot felul de compromisuri. Ori acest om simplu, de fapt, și fără multă școală, a avut puterea să reziste și o să vă mai citesc mai încolo, dar aici e un fragment foarte frumos când spunem el era într-o perioadă când era foarte hărțuit, fugea de la o casă la alta, se ascundea prin câmpuri. Atunci l-am simțit pe Dumnezeu în mine. Nimic altceva nu simțeam decât bucurie, dar era o bucurie nepământească, o bucurie lăuntrică ce nu depindea de lume sau de lucrurile din afară. Doream să rămân veșnic în starea aceasta, să fiu veșnic urmărit de KGB, să privegesc veșnic prin porumbar și pe haturi, veșnic citind psaltirea și veșnic plângând. Lumea din afară încetase să mai existe pentru mine, aproape că nici nu mai vedeam. Când luam psaltirea în mână, chiar și înainte de a o deschide, plângeam de bucurie. Apoi o deschideam și când rosteam primul cuvânt din ea, indiferent care era, lacrimile curgeau râuri din ochii mei. Mă simțeam atât de fericit, încât nu voiam să se oprească acel plâns niciodată. Iată cum pot crede în Dumnezeu fără niciun argument. Eu credeam la acea vreme în Dumnezeu în baza argumentelor moarte. În schimb, îl simțeam în mine, înăuntru meu. Argumentul existenței sale era în mine însumi și acolo el era un argument viu. Pe urmă urmează o perioadă în care începe războiul al doilea mondial și avem niște, să zic așa, niște reflexii despre ruși și despre nemți. Nu o să citesc chiar întregul fragment, dar e vorba despre un om care are o judecată așa foarte ascuțită. În față nemții, iar în spate rușii. Cine sunt acei oameni care nu dau